La manifestarea festivă organizată cu prilejul marcării a 8 decenii de la înființarea școlilor cu limba de predare română la Vârșeț, a avut loc și lansarea monografiei Instruirea învățătorilor și educatorilor în limba română la Vârșeț, ediția a doua realizată de un grup de autori, profesori ai acestei școli. Despre această monografie a vorbit academicianul Grozdan Kagoikov, care a menționat însemnătatea acestei monografii și care cuprinde toți profesorii și cadrele didactice care au lucrat în școlile cu limba de predare română din Vârșeț. Este vorba despre monografia intitulată Instruirea învățătorilor și a educatorilor în limba română la Vârșeț, ediția a doua, monografie care este editată de Școala de Studii Înalte pentru Educatori Mihailo Palov din Vârșeț. Și este o ocazie bună ca în urma acestei manifestări pe care am avut-o, deci mă refer la concertul, la Academia Festivă care a avut loc, să fie și lansarea acestei monografii, care este publicată bilingv, deci în limba română și în limba sârbă, și care este scrisă de un colectiv de autori, toți actuali sau foști profesori ai acestei școli. Autorii acestei monografii sunt dr. Eugen Cinci, dr. Ion Lelea, dr. Mircea Măran, dr. Adrian Negru, magistru Viorica Paser, dr. Gligor Popi și dr. Trăilă Speriosu.